Din nou suntem binecuvântați de Dumnezeu cu harul de a fi părtași cuvântului Său și puterilor veacului viitor și speranțelor și făgăduințelor lui Dumnezeu. Noi nu suntem spectatori ai acestor lucruri, ci suntem participanți. Suntem părtași, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Aceasta înseamnă să trăiesc, să experimentez lucrul acesta și aceasta se întâmplă și cu fiecare dintre noi. Retrăim această bucurie și în cadrul seriei pe care o desfășurăm împreună cu privire la portretele acestor oameni ai lui Dumnezeu care au suferit din același punct de vedere, au suferit același fel de atac, aceeași durere și care s-a legat întotdeauna de inima lor. Uitați-vă la cel ce a suferit ca să nu vă pierdeți inima. Aceasta e chemarea lui Dumnezeu. Uitați-vă ca să nu vă pierdeți inima. Cu această ocazie vă mărturisesc, sunt sub o apăsare, nu, pentru că îmi dau seama de imensitatea acestui cuvânt pe care îl vom învăța acum și de limitele noastre. Ce doresc să fac este să deschid doar înaintea noastră, înaintea ochilor noștri, perspectiva și posibilitatea dezvoltării acestor lucruri. Este de fapt cum ai deschide fereastra spre afară și apoi se vede priveliștea. Tema noastră se intitulează Ieremia, omul îngropat, aruncat în groapă de viu. Aceasta a fost. În capitolul 38, versetul 4, din cartea profetului Ieremia, îl descoperim pe omul lui Dumnezeu în aceeași situație în care au fost toți oamenii lui Dumnezeu. Trag concluzia că Satana nu are o altă armă mai distrugătoare, cu un impact mai greu decât atacarea sufletului cuiva. Dacă îi atacă ființa fizică, omul sufere teribil. Dar atunci când i-a căzut sufletul, când și-a pierdut inima, când a căzut de oboseală sufletul lui, din clipa aceea nu mai are importanță nici ce daruri are, nici ce haruri, toate acestea sunt făcute nule și fără nicio putere, din cauza că i s-a prăbușit sufletul. Și acum, sigur că noi o să spunem, dar sunt niște limite. Iov spune, eu nu sunt balaur de mare, cât pot să sufăr, câtă suferință să iau asupra mea. Și fiecare om poate să spună la fel, cum au izbunit sufletele de sub altar în cartea Apocalipsei, până când, stăpâne, Doamne, zăbovești, până când, Doamne, găsim expresia aceasta de-a lungul Bibliei, până când îngădui celui rău, până când, Doamne, închizi ochii, până când nu răspund, până când, Doamne. Și uneori suferințele sau încercările vin una după alta. Pe când vorbea unul și spunea lui Iov, a apărut celălalt. Pe când vorbea acesta, a apărut celălalt. Și una după alta, valurile tale au continuat să lovească, scrie Psalmul, până când omului Dumnezeu și-a sfârșit mantaua, a căzut și a spus, am venit gol și plec gol din lumea aceasta. Adică se ridică întrebarea limitei. Nu trebuie să se frământe nimeni cu acest lucru atâta timp cât vorbim de Dumnezeu. E posibil ca omul să aducă asupra lui o încercare peste puterile lui și atunci să cedeze ființa lui și să se întâmple ceva. E posibil lucrul acesta. Dar acest lucru nu este posibil niciodată în relația noastră cu Dumnezeu. El nu va îngădui nicio încercare peste puterile voastre. Bine, dar tu, Pavel, tu care ai zis lucrul acesta, Dumnezeu nu va îngădui nicio încercare peste puterile voastre, tu spui după aceea, am fost încercați peste puterile noastre. Bine, și? Păi, uite ce s-a întâmplat. Acolo unde încercarea crește, crește și harul de la Dumnezeu, crește și puterea de la Dumnezeu. Niciodată El nu va îngădui să fim într-o încercare nepregătiți, neechipați de El. Nu poartă nimeni un război, când vorbim de Dumnezeu, pe cheltuiala ființei Lui. Nu aceasta stă la mijloc.
La mijloc stau pregătirile și lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele într-o încercare ca aceasta. Deja este pregătit. Este pregătită o cale de a ieși din această încercare. Totdeauna. Este gata. Odată cu încercarea, imediat, simultan, deci, odată cu încercarea, imediat există calea de ieșire. Păi nu văd, nu are nimic asta, nu înseamnă că nu există. Nu! No. Ceea ce nu este văzut nu înseamnă inexistent. Dumnezeu a spus, există. Odată cu încercarea, a pregătit și calea de ieșire din ea. Sigur că noi căutăm o cale de ieșire și de multe ori inventăm una sau alegem una care nu este calea lui Dumnezeu. Nu este calea lui Dumnezeu. Și ea procură o oarecare formă de ieșire dintr-o astfel de situație. Dar împreună cu o astfel de ieșire care n-a fost cea pregătită de Dumnezeu, ci cea imaginată de ființa mea aleasă de mine, într-o împrejurare ca aceea, ea duce cu sine în viața noastră, perpetuează, cu alte cuvinte, răul acesta din care am ieșit pe ușa din dos sau am sărit peste gard. Nu, eu sunt ușa oilor. Dintr-o încercare nu se iese decât pe ușa, adică prin Hristos Iisus. Lucrul acesta este extrem de important. Și nu vă, să nu ne frământăm niciodată cu privire la proporțiile încercării peste măsură, e prea de tot, este așa. Nu, Domnul nu va îngădui niciodată ca încercarea să depășească puterea pe care El ne-a dat-o. Și când a făcut lucrul acesta, a promis și a dovedit că El însuși e prezent cu noi în încercare. S-a uitat Nebucadnețar în cuptor, în foc și a zis, frate, ce văd eu acolo? Păi n-am aruncat noi trei oameni acolo, vă patru acum. Și cel de-al patrulea, vai, ce vedem, ce se întâmplă? Domnul nu ne trimite pe noi în încercare. Domnul merge cu noi în încercare. Când intrăm în încercare, ne dăm seama că El era deja acolo. Și încercările noastre sunt încercările Lui. Aceasta face parte din capitolul 53 al cărții lui Isaia, unde este descrisă lucrarea mesianică. El a luat asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor, durerile noastre, suferințele noastre, le-a luat asupra Lui. Nu ni le-a comandat și noi le-am executat. Nu! Nu uităm niciodată, nu trebuie să uităm că nu poate vorbi nimeni rău sau nu poate acționa nimeni rău sau nedrept împotriva ta fără să facă acel lucru împotriva lui Dumnezeu. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. Nu suntem niciodată singuri în încercarea aceasta. În realitate, nici nu suntem noi obiectul încercării, ci se încearcă discreditarea lui Dumnezeu. Pe acest motiv, Mântuitorul nostru spune la sfârșit, nu știu dacă ați înțeles sau n-ați înțeles, dacă ați știut sau nu, în timpul vieții voastre pe pământ, dar ori de câte ori ați făcut aceste lucruri pentru ei sau împotriva lor, mie mi-a făcut. Aceasta este expresia identificării lui Dumnezeu cu încercarea credinței noastre. Dacă ține minte lucrul acesta, va conta foarte mult. Va conta mult în atitudinea noastră, în sănătatea sufletului nostru, în atmosfera care va domni în viața noastră. Va conta enorm de mult. Cum vă explicați faptul că acolo, în camera de sus, la cina aceea de taină, Mântuitorul spune ce urmează să se întâmple? Voi fi crucificat, voi învia a treia zi, voi fi batjocorit, voi fi tăgăduit de voi toți. Cum vă explicați acest lucru, spunând absolut tot, era deja o realitate pentru el și încheiind serviciul divin cu cântări de laudă. Au cântat cântări de laudă. Aceasta caracterizează omul lui Dumnezeu. Iov a slăvit pe Dumnezeu pentru tot ce i s-a luat, inclusiv copiii, inclusiv sănătatea, corpul lui, reputația lui, totul a fost pulbere făcut, binecuvântat să fie numele Domnului pentru ceea ce s-a făcut pulbere în viața mea. Au venit și au plecat, dar Domnul a rămas același. Binecuvântat să fie numele Lui. Acestea au fost cuvintele Mântuitorului nostru după ce a spus toate acestea.
încercarea credinței noastre este mai de preț ca aurul, spune Petru, și din pricina aceasta este trecută prin foc ființa noastră. E trecută prin acest foc al încercării. Focul acesta are rol de purificare, are rol de curățire, are rol de eliberare. Și așa cum am învățat în introducerea noastră aici, împreună cu sora Lavinia Strâncean, sunt două planuri. Unul este împrejurarea în care suntem chemați să slujim oamenilor lui Dumnezeu și celor din jurul nostru, și al doilea plan este cel personal. Eu în această lucrare, cum e cu rămâne. Înțeleg că lucrarea este grea, este de proporții, este de un fel sau altul, înțeleg lucrul acesta, dar cum rămâne cu mine? Pe motivul acesta, omului Dumnezeu a ezitat, a văzut că s-a împotrivit Moise. Nu merge, nu sunt bun, Ieremia, Doamne, sunt un copil, fiecare dintre ei la fel. În fața perspectivei lucrării și Dumnezeu n-a avut un alt argument decât unul foarte simplu, nu te trimit eu, nu sunt eu care te trimit, dacă eu te trimit, eu mi-asum răspunderea. Nu poate că iau un fir de păr de pe capul tău. Tu știi ce înseamnă asta? Tu știi ce înseamnă că eu veghez asupra ta, eu, asupra viei mele, eu o aud zi și noapte, în fiecare clipă, spune Isaia, eu am grijă, este înaintea ochilor mei, sunt săpate pe palmele mele, numele tău este săpat. Situația ta este nu cunoscută mie sau am primit informații despre situația ta, ci eu trăiesc acest lucru. Mi se întâmplă mie. Aici este omul lui Dumnezeu, Ieremia. Și ceea ce vom învăța acum ne va ajuta pe noi să înțelegem de ce acest copil s-a înspăimântat când a fost chemat de Dumnezeu, capitolul 1 din Ieremia. Dar Dumnezeu îl asigură de două lucruri. Numărul 1, înainte să te naști, eu te-am pus deoparte și te numisem proroc al neamurilor. Înainte să te naști tu. Deci trebuie să înțelegi lucrul acesta. Și 2, eu sunt cel care te trimit acum. Adică bazat pe încrederea aceasta, pe cuvântul lui Dumnezeu, pe făgăduința prezenței lui Dumnezeu, cineva și noi toți ar trebui întotdeauna să găsim o sursă de tărie sufletească. Doamne, nu sunt un uitat, nu sunt un părăsit, un abandonat, cine știe în ce loc din lumea aceasta. Dimpotrivă, sunt lumina ochilor tăi, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Asupra omului Dumnezeu totdeauna a fost așezat acest con de umbră, teribil. Și el a constat, nu numai din ceea ce i s-a făcut, direct, fizic, felul cum a trebuit să, cum s-a confruntat el cu lucrarea aceasta, ci mai ales în atmosfera care a fost creată în jurul lui. S-a creat o atmosferă în jurul omului Dumnezeu. S-a creat o reputație, o impresie în lume, o imagine mentală, un mental colectiv a fost creat cu privire la omului Dumnezeu. Și el este de așa natură încât să discrediteze total pe omul lui Dumnezeu, indiferent ce ar face omul acesta vreodată, imaginea care a fost semănată în mințile oamenilor să fie de așa natură încât să anuleze absolut tot, indiferent ce s-ar întâmpla. Acest lucru s-a întâmplat tuturor profeților lui Dumnezeu și mai presus de tot Mântuitorului nostru, despre care vom învăța ceva în întâlnirea viitoare. Mergem acum la Ieremia, capitolul 38, și o să vedem aici cum este privit omul acesta. Contează mult cum te privesc oameni. Este una să intri la tine în familie și să fii întâmpinat cu mare bucurie sau să fii întâmpinat cu întunecare, cu ură, cu respingere, e groaznic. Sau în biserică să se întâmple lucrul acesta. Sau pe stradă să te vadă oameni și să știi că ești ciuma satului, ești sperietoarea oamenilor. Vreau să stau departe de așa ceva. Să știi lucrul acesta. Să știi că venirea sau plecarea ta nu numai că nu produce bucurie, produce un dezgust în fața oamenilor. Este groaznic lucrul acesta. Pentru că omul este o ființă creată cu dorința aceasta de să placă. El dorește să placă, să fie plăcut și lui Dumnezeu, să fie plăcut și oamenilor. Și în momentul în care este opusul, trăiește opusul acestui lucru, are această grozavă încordare sufletească,
îndoială teribilă, fie și cu privire la Dumnezeu și la oameni. Doamne, sunt pe drumul bun, e bine ce fac, nu cumva... Deci nu scapă nici doar, nu cumva sunt eu când au auzit, nu cumva sunt eu cauza acestor lucruri. Să urmărim aici în versetul 4 cum era privit omul acesta, Eremia. Nu urmărește binele poporului, este dușmanul poporului. Frații mei iubiți, câte milioane de oameni au vărsat sângele sub expresia asta, dușman al poporului. Niciodată n-a fost dușman al poporului, agricultorul acesta care a arat, a săpat, a dat pâine oamenilor, sau intelectualul acesta care a produs învățătura, a dat lumină copilor, a fost dușmanul poporului. Dar cel în putere, cel căruia noi am dat puterea, poporul i-a dat puterea, omul acela a făcut din acest prieten al poporului un dușman al poporului. Eremia, dacă în dreptul acestui om, este un profet unic, absolut unic. Am fost chiar tulburat, vă mărturisesc, când în explorarea aceasta în Scripturi am început să văd lucruri pe care nu le-am văzut niciodată acolo în text, deși textul mi-este mână de mult timp. Mi-am dat seama că împotrivirea și atmosfera în care a lucrat el a fost de proporții gigantice, literalmente, și nicio ființă pe care nu o susține Dumnezeu, n-ar supraviețui la așa ceva. Omul acesta este un dușman al poporului, nu vrea binele poporului acestuia și nu-i vrea decât nenorocirea. Asta vrea să facă omul acesta. Dacă te ridici să spui nu, te acuz și mai rău. Cine se scuză, se acuză. E un loc în care poți să vorbești și să spui tu nenorocești pe Israel, nenorocită, tu ești aceea. Uite, alta este cauza. Tu ai dărâmat religia Baalul și Astartea lui Gedeon. Tu ești ciuma Imperiului Roman și tu ești pacostea Egiptului. Și lui spune, omul acesta este cel care urmărește nenorocirea poporului acesta. Ăsta va nenoroci poporul acesta. Nu-i vrea decât nenorocirea. Acesta este Eremia. Acum mergem mai departe și ne dăm seama că lupta acestui om este îndreptată în atâtea direcții încât aproape că este greu să le gestionezi, să le cataloghezi. A avut de luptat împotriva întregului popor, absolut toată țara. El vrea nenorocirea poporului acestuia. Ăsta ne nenorocește. Uitați-vă, în politică toate nenorocirile sunt puse în spatele unui om. Nevrând să ne oprim o clipă și să ne dăm seama că un singur om, fie el Hitler, Stalin sau oricare alt Mao sau cei din istorie care au umplut lumea de sânge, oamenii aceștia nu ar fi făcut nimic dacă n-ar fi fost această colaborare a milioane de alți oameni. Nu ar fi existat camere de gazare fără oamenii care au slujit acolo, care țineau într-un buzunar Evanghelia, în partea cealaltă țineau gazul și focul și... N-ar fi existat aceste lucruri dacă nu exista aceasta. Aici este o conlucrare a tuturor elementelor societății și pe plan spiritual a tuturor forțelor îndreptate împotriva sufletului acestui om ca să-l facă să cadă în inimă, să-și pierdă inima și să cadă de oboseală sufletului. Acolo era tot. Dacă l-ar fi făcut să cadă de oboseală, putea să fie chemarea lui Dumnezeu, putea să fie darul, putea să fie lucrarea, nu știu care. În momentul în care inima a căzut și un om s-a descurajat, s-a picat, din clipa aceea nu mai rămâne absolut nimic. Aceasta i s-a spus lui. Tot poporul era împotriva lui. Vom găsi în ultima parte a cuvântului de azi cum era pus în cântece de bazucură, de blesteme la adresa lui ca persoană. Toată lumea considera că toate nenorocirile din țară sunt datorate lui. Acestui om al lui Dumnezeu. În realitate, totdeauna Dumnezeu a făcut să auzi în șoapta aceasta, nu despre tine e vorba, nu cu tine vorbește, are ceva cu mine. Acolo e problema adevărat. Pentru numele tău suntem dați morți în fiecare zi, scrie Pavel în epistola către Romani. Guvernul era împotriva lui. Toți sfetnicii împăratului, aproape fără excepție, avem o mică excepție în textul nostru, dar toți erau însetați de sânge. Toată lumea credea că dacă Eremia va fi omorât, s-a rezolvat problema. Toată nenorocirea izvorăște de la omul acesta. Dincolo de aceasta avea de luptat cu împăratul. Împăratul
pe când îl credea, când nu îl credea, când credea că e omul Dumnezeu, când credea că este nenorocirea lui Ita. Avea de luptat cu omul acesta. Dincolo de aceasta, avea de luptat cu sistemul religios, cu biserica lui, prorocii mincinoși se ridicau împotriva lui, a fost lovitură groaznică. Prorocul Hanania l-a lovit peste gură în public, la domne, păi ne-ați văzut că toți prorocii vorbesc împotriva lui și nu e niciun proroc care să... Nu. Imaginați-vă acest lucru. Și știți de ce învățăm? Învățăm aceasta ca în cazul că o să gustăm și noi vreun strop, doi din cupa aceasta. Nu ne pierdem inima, aduți aminte de lucrul acesta. Uitați-vă la cel ce a suferit partea păcătoșilor un comportament de felul acesta ca să nu vă pierdeți inima. A, bine, de el a fost Domnul, bine, dar Ieremia nu este Domnul. Ieremia este omul Domnului și tu ești omul Domnului. Nu-ți pierde inima. Nu-ți pierde inima, nu este cazul. Nu cădea de oboseală în inima ta. Genunchii slăbănogii și mâinile tremurând. Nu e cazul. Atâta timp cât Dumnezeu este cu noi și atâta timp cât El este Cel care ne-a chemat și ne-a trimis. El este responsabil pentru lucrul acesta. Nu te trimit eu, nu sunt eu prezent cu tine aici. Avea de luptat împotriva acestor proroci mincinoși din toate părțile și dincolo de toate și capac peste toate, avea de luptat împotriva Babilonului. Lucrarea pe care a făcut-o el, în care l-a păzit Dumnezeu, aici este una din lucrările de artă ale lui Dumnezeu. Cum ai putut, Doamne, să ții viu un astfel de om de al cărui sânge este însetată o țară întreagă, tot guvernul, împăratul, toți prorocii mincinoși, Babilonul, toată lumea este împotriva acestui om. Toată lumea este împotriva acestui om, este un singur om împotriva lumii întregi. Cum ai putut, Doamne, să îl ții în viață și ai dovedit lucrul acesta către noi toți, că indiferent ce se întâmplă, atâta timp cât Tu ești prezent, Doamne, și lucrezi, nu avem motive de teamă. Nu avem motive de îndoială. Sfârșitul va fi bun și frumos, așa cum spunea Billy Graham. Am văzut sfârșitul. Sfârșitul e bun. Dumnezeu va birui cu ajutorul Său și lumina cuvântului Său. Acesta este Ieremia. Dar el lucrează sub această ciupercă atomică a suspiciunii teribile. Este declarat spionul babilonienilor, spionul haldeilor. Omul care s-a vândut haldeilor sau babilonienilor ca să aducă poporul ăsta la nenorocire. Ăsta e un infiltrat, ăsta este un criminal, este un distrugător. Abia așteaptă să vadă nenorocirea poporului, este un dușman al poporului. Pe dedesubt, predica lui a fost simplă și deschisă. Predați-vă, predați-vă babilonienilor și veți trăi și nu se va întâmpla nimic cetății. Cum asta? Asta e trădare! Asta e înaltă trădare! De aceea, unul dintre ei, dintre oameni, a spus, Doamne, omul acesta nu merită să trăiască, ci trebuie ucis, omul acesta trebuie omorât. Cuvintele lui erau de așa natură încât nimeni n-ar fi putut să găsească în el o valoare patriotică sau națională sau spirituală, nici atât că... Da. Și toate lucrurile, toate concluziile pe care ar fi tras cineva ascultând ce spune el, ei luptau să-și dea viața să apere cetatea și el spunea, nu, cetatea asta va fi distrusă din temelii. Așa vorbește Domnul. Aici va fi absolut totul distrus. Va fi ars, poporul va fi dus în robie, va fi trecut prin sabie, nu va rămâne nimic aici. Păi cum, zice, omoaie mâinile oamenilor de război, cine mai luptă, dacă e vorba ca așa să ascultați și predicați în urmă, cine mai luptă în cazul acesta? Și l-au condamnat la moarte imediat. Numai că aici este totdeauna manifestată prezența lui Dumnezeu. El era adevăratul prieten al poporului, nu era dușmanul poporului. A fost într-adevăr negri, teribil în felul cum a fost predat în lume. Este foarte greu să întorci Dunărea înapoi sau opinia publică. Einstein spune că odată formată o prejudecată, mai repede disociezi atomul, mai repede eliberezi porta nucleară decât să mai... dizolvi o prejudecată din mintea cuiva, de aceea vă sfătuiesc că urmați-mi exemplu și nu luptați pentru schimbarea prejudecăților minților oamenilor. Lăsați pe Dumnezeu, dacă
va mai fi cu putință. Unele lucruri nu mai sunt cu putință. Roagă-te la Dumnezeu, tu să-ți ierte pe păcatul ăsta dacă mai e posibil. I-a spus lui, tu, Elima Vrăjitorul, dacă se mai poate lucrul acesta. Eremia este în această situație și el își împlinește lucrarea sub această teribilă ciupercă atomică a suspiciunii de spionaj pentru Babilon. El este infiltrat aici, este omul Babilonului. Dacă nu ar fi așa, cum ar spune el poporului că totul va fi distrus aici? Templul va fi distrus. Cum să fie templul distrus? Nu se poate, ăsta e chiar Dumnezeu, templul acesta. Niciodată nu se va întâmpla așa ceva. Trebuie omorât omul acesta, el este cauza răului. Dar, iubiții mei, în ciuda aparenței, Eremia este cel mai apropiat prieten al poporului. El nu ține la viața lui. Dacă ținea la viața lui, pleca în vacanță undeva. N-avea trebuință să se expună la așa ceva. Erau destui oameni care trăiau la ei acasă liniștiți, cu familie, cu agricultură, cu grădini, cu case frumoase. Nu avea nimeni nevoie să fie pus în cântecele întregii țări, să fie expus morți în fiecare clipă. N-avea nimeni nevoie să lupte cu tot poporul, să se lupte cu guvernul, să se lupte cu împăratul, să se lupte cu babilonii. N-avea nimeni nevoie de așa ceva. Fiecare om și-ar fi dorit o viață liniștită. Dar Eremia iubește poporul cu adevărat. El știe că așa se va întâmpla pentru că i-a vorbit Domnul cel Preanalt și el luptă cu sângele lui, asemenea Mântuitorului lui, să prevină nenorocirea aceasta, să nu se ajungă acolo. Așa vorbește Domnul, versetul 2. O să țin o predică de aceasta. Când erau sub asediu, erau babilonieni armați până dinți, ei distruseseră toată lumea din prejurul lor. Ce era cetatea aceasta și Ierusalimul și cei care erau? Ce era aceasta pentru ei? Odată le-a spus, zice, nu va ajunge praful Samariei să umple mâna soldaților mei. Praful, care dintre națiuni a spus ea scăpat cu această cumplire? În mijlocul acestei situații, Eremia spune în versetul 2, capitolul 38. Așa vorbește Domnul. Cine va rămâne în cetatea aceasta, va muri ucis de sabie. Păi ce să facem? Treceți la babilonieni. Asta este apostazie, asta este groaznic. Cum să facem așa ceva? Trecem la babilonieni. Ăștia trebuie să comorâți babilonienii și noi să trecem la ei. Lucrul ăsta se putea întâmpla dacă n-ați fi mers după Baal și Astartea, dar odată ce ați făcut pașii aceștia și ați mers după Baal și Astartea, acum captivitatea babiloniană este inevitabilă. Supuneți-vă consecințelor alegerii voastre și a păcatului vostru. A mândriei voastre, zice, voi plânge totul viața, mândria fiicei poporului meu, îngâfată a privit de sus asupra acestor lucruri. Cine sunt aceștia știrați? Acum, această captivitate babiloniană este total inevitabilă, e urmarea fatală, pur și simplu, a unor hotărâri care au fost luate mai înainte. Nu, noi am vrut și am ales să trăim în păcatele acestea și în mândria aceasta, dar acum vrem să nu cadă peste noi consecințele acestea. Nu se întâmplă lucrul acesta. Dumnezeu nu se lasă majoritatea. Nu se poate întâmpla așa ceva. Captivitatea babiloniană este urmarea naturală și este scăparea voastră. Nu este nenorocirea voastră. Captivitatea aceasta într-o lume idolatră vă va vindeca pe voi în timp de 70 de ani, vă va vindeca sufletul vostru de idolatria în care ați ales să trăiți. Sunt niște lucruri pe care dacă Dumnezeu ni le-ar descoperi așa cum stau, nu văd un om lipsit de rațiune sau de obraz până la urmă, care să nu recunoască faptul că, Doamne, Tu ești drept, este drept pentru ceea ce s-a întâmplat aici. Și există o cale de scăpare, spune Eremia. Cine va ieși și se va duce la haldei, va scăpa cu viață. Înțelegeți lucrul acesta? E urmarea alegerilor făcute înainte. Este inevitabil. Cum să te dau să zbate Dumnezeu? Mi se rupe lăuntru mine, cum ar zice un părinte pentru copil, te văd că merg la moarte, ce să mă fac? Cum să... Dar nu se poate altfel. Atunci el spune așa, cine va rămâne în cetate, m-a murit ucis de sabie, dar cine va ieși și se va duce la haldei, va scăpa cu viață și va avea ca pradă viața lui și va trăi. Așa vorbește Domnul a început textul acesta. Nu așa vorbește Eremia, așa vorbește Domnul.
Domnul era prezent în cuvântul lui. Domnul a făcut sufletele oamenilor care au auzit predica aceasta lui să vadă, să creadă și să înțeleagă faptul că era adevărat. Duhul Sfânt confirmă un cuvânt care este spus în inima ascultătorului. Auzi multe cuvinte, dar numai acele pe care le confirmă Duhul Sfânt sunt cele adevărate, confirmate de Dumnezeu. Acesta este adevărul. Domnul lucra împreună cu slujitorii lui și confirma ce ziceau sau ce făceau ei. Nu e nimeni acolo care să aibă o scuză, nu, eu n-am putut să cred așa ceva. N-ai vrut să crezi așa ceva, nu există n-am putut să cred. Dumnezeu însuși este garanția puterii cuvântului Său. Așa vorbește Domnul, cetatea aceasta va fi dată în mâna oștirii împăratului Babilonului și o va lua. Nu, e cetatea lui Dumnezeu, e templul Domnului. Era bine dacă ziceam lucrul acesta când mergeam la idoli, dar dacă am mers la idoli cei muți, e prea târziu la ora asta să mai spui templul Domnului. Trebuie să te supui alegerii tale proprii. Trebuie să te supui consecințelor și urmării păcatului pe care l-ai comis. Acum că ești aici, în mijlocul acestor lucruri, cere un singur lucru. Ați observat că tâlharul de pe cruce n-a cerut comutarea pedepsei. Nu, el a spus, este drept, noi suntem cei care am ales un drum care ne-a adus aici în final, pe cruce. Dar el nu. El n-a făcut așa ceva. Aceasta a fost mărturia lui. Înțelege, cetatea va fi luată. Atunci căpetenile, erau vorba de conducători, au zis împăratului, omul acesta ar trebui omorât, e versetul 4. Omul acesta ar trebui omorât, căci îi moaie inima oamenilor de război, care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ținându-le astfel de predici, astfel de cuvântări. Omul acesta nu urmărește binele poporului acestuia și nu-i vrea decât nenorocirea. Acest lucru a fost pus asupra lui. Aceasta este ștampila pe care au aplicat-o ei ființei lui. Împăratul Zedechia este un împărat cu totul neputincios. Puterea lui a fost pierdută în momentul în care mărturia lui de credință n-a corespuns cu viața pe care a trăit-o și a pierdut toată puterea asupra poporului și de aceea și spune în versetul 5, iată este mâinile voastre, împăratul nu poate face nimic împotriva voastră, s-a terminat, hotărârile voastre vor rămâne. Dacă ar fi fost după el, el nu l-ar fi arestat, dar era un împărat cu totul neputincios. Nu mai domnea nici asupra vieții și ființei lui, cu atât mai puțin asupra poporului. Atunci i-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se află în curtea temniței, și au coborât în ea pe Ieremia cu funii. Bine că nu l-au îmbrâncit, că ar fi murit și ar fi rupt gâtul sau oasele. Știți că Dumnezeu spune încercării până aici, vii, mai departe nu mai treci. L-au coborât cu funii acolo în această groapă. În groapă nu era apă, dar era noroi și Ieremia s-a afundat în noroi. Citeam ceva comentarii că noroiul ar fi fost până sus. El, un noroi rece cumplit în care Ieremia a fost cufundat în acea groapă întunecată. De viu a fost coborât de viu în groapă. Situația aceasta însă pune în lumină un aspect pe care de multe ori îl pierdem din vedere. Nu există guvern. Nu există țară, nu există biserică, nu există social de vreun fel sau altul în care Dumnezeu să nu aibă plantat omul sau oamenii lui. Totdeauna va fi așa. La orice nivel imaginabil. Ați văzut ce îi spune Osea lui Ilie. Știi bine, Obadia lui Ilie. Știi bine cum n-ai auzit poate că slujitorul tău a scăpat viața a câte 50 de proroci într-o peșteră sub domnia lui Ahab și Izabela. Poți să-ți dai seama cât de secretă a fost treaba aceasta, că dacă se afla ceva ar fi fost și el omor. Era omul lui Dumnezeu în guvernul lui Ahab. Poți să-ți dai seama de prezența acestor oameni datorită faptului că răul este limitat. Au coborât pe Ieremia în ea cu niște funii în groapa aceea. Imediat se ridică omul lui Dumnezeu, Ebed-Melec, e etiopian, nu este evreu, nu e membru biserică, dar este dregător la curtea împăratului.
el aude situația aceasta cu Ieremia, aude că Ieremia a fost aruncat în groapă și îi spune împăratului: împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău de s-au purtat așa cu prorocul Ieremia, el a simțit intenția. Când nu te înțelege absolut nimeni, zici, spui că Ilie, nu mai este nimeni, nu e adevărat. Este cineva acolo care te înțelege, te simte, vede cum merg lucrurile, este prezent acolo omului Dumnezeu, căruia el îi deschide ochii și urechea, vede și înțelege. Nu e bine ce s-a întâmplat. Împăratul îi dă următoarea poruncă: nu am nicio putere, ia 30 de oameni cu tine și scoate-l afară din groapă. Violență întâmpinată cu violență, ia 30 de oameni să te apere, că e posibil să te omoare în timp ce îl scoți afară din groapă. Sunt atâta de înrăiți oamenii aceștia încât nu vor asculta absolut. Și Ieremia a fost scos din groapa aceasta. Ieremia a fost lăsat în curtea temniței, așa se descrie, era un fel de arestare, ca un fel de semiliber, se numea la închisoare, că cei care aveau libertatea să se miște acolo, a rămas acolo în curtea închisorii. Împăratul l-a chemat personal și asediul era cumplit. Trântorarea era fără, l-a chemat personal. Spune, am să te întreb ceva, să nu mi-a spus nimic. Ieremia a spus lui Zedechia, eu pot să spun, dar dacă îți voi spune, mă voi omori. Dacă spun adevărul, ai să mă omori. Dacă îți voi da un sfat, nu mă voi asculta. A trecut vremea sfaturilor și asta. Împăratul Ezechia a jurat în taină lui Ieremia și a zis: viu e Domnul care ne-a dat viață, că nu te voi omori. Nu te voi lăsa în mâinile oamenilor acestora care vor să-ți ia viața. Viu este Domnul. Ieremia i-a spus cuvântul. Așa vorbește Domnul. Domnul Dumnezeul oștirilor. Dumnezeul lui Israel. Dacă te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc. Iar tu vei trăi împreună cu casa ta. Dacă te vei supune. E consecința alegerii tale. E urmarea aceasta. Nu mai poți întrerupe cursul acesta acum. Ești scăpat prin nenorocire. E o nenorocire, spune împăratul. Da, dar uite, Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui. E o nenorocire prin care suntem scăpați. Dacă te vei preda, vei scăpa. Dacă nu te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, cetatea va fi dată în mâinile haldeilor care vor arde cu foc, iar tu nu vei scăpa din mâinile lor. Împăratul Zedechia a spus: mi-e frică să nu mă dea în mâinile Babilonului. Nu te vor da, așa vorbește Domnul, nu te vor da, nu te mișca după frică. Ascultă cuvântul Domnului și vei scăpa tu și casa ta. În vorbirea aceasta se încheie cu cerința regelui să nu știe nimeni ce ai vorbit cu mine. Și mi-e sigur că a spus ceea ce... Acum, după ce știm aceste lucruri din istorie, cetatea a fost luată. A fost pulbere făcută, absolut pulbere. Dintre oameni, cetatea a fost trecută prin asoții și săbii, copii, tineri, bătrâni, citim împreună plângerile lui Ieremia. Sunt tablouri atât de cutremurătoare, încât el spune în varsă capul apă, zi și noapte, nu mai pot, când am văzut cum au murit de foame pe ulițe, tineri, copii, omorâți. E de neimaginat de dezastru care a fost. Dintre cei care au supraviețuit, au fost legați cu lanțuri, între ei era Daniel și prietenii lui, au fost cărați în Babilon, iar cei care au rămas pe loc acolo au fost unii dintre cei mai săraci și neputincioși dintre oameni. Acesta a fost sfârșit. Ieremia spune unuia dintre captivi care mergea în Babilon, îi scrie pe o carte, uite-te ce cuvinte aici: Doamne, Tu ai spus că se va întâmpla așa și așa s-a întâmplat. Aruncă lucrul acesta în Eufrat, pentru că acum urmează prorocia cealaltă împotriva Babilonului. Păi de asta e omul Babilonului, ăsta e spionul lor, dacă era spionul lor, nu rostea astfel de prorocii. El a spus cu privire la Babilon. Aici găsim lucrul acesta în versetul 4 din capitolul 58 din capitolul 51. Așa vorbește Domnul oștirilor. Zidurile cele largi ale Babilonului vor fi surpate, porțile lui cele înalte vor fi arse cu foc,
popoarele muncesc degeaba, neamurile se trudesc degeaba. Nu se poate, Academia Babilonului a vorbit în cuvinte clare și deschise. Când s-a terminat războiul, împăratul Babilonului l-a căutat pe Ermia, știa povestea aceasta. Uite, vezi că îl caută babilonienii, înseamnă că e cu ei. Păi dacă era cu ei, nu spunea prorocia aceasta despre dărâmarea Babilonului. Ce putea fi mai groaznic decât a spune așa ceva la adresa unei puteri mari, cum ar fi, să zicem, Beijing sau Moscova sau Washington sau alte, îi va fi pulbere făcut în momentul acesta. Ermia era omul lui Dumnezeu și era omul adevărului. Și el, asemenea lui Ioan Botezătorul, putea să stea cu față senină înaintea tuturor oamenilor complet nenorociți și distruși de războiul acesta, pentru că el a spus adevărul. Dar dincolo de cuvintele lui, toată lumea a văzut că Dumnezeu a avut dreptate în ceea ce a spus. Așa că strigătul acela din Apocalips, drepte și adevărate sunt căile tale, Doamne, se aplică în fiecare situație în care El ne învață pe ce cale să mergem și noi alegem o cale sau altă cale. De ce, Doamne, spune el aici în încheiere, în plângerea lui grozavă, de ce, Doamne, se întâmplă lucrul acesta, capitolul în plângere 3 cu 14? Am ajuns de râsul poporului meu, toată ziua sunt pus în cântece de bat jocură de ei. M-am săturat de amărăciune, m-am îmbătat cu pelin, mi-ai sfărâmat dinții cu pietre, mi-ai acoperit cu cenușă, mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Și am zis, s-a dus puterea de la mine și gândește-te la necazul și suferința mea. Vezi situația în care sunt. Deja în clipa aceea se produce minunea și în versetul 21 Dumnezeu îi vorbește. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt și se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Acesta este răspunsul pe care Duhul Sfânt l-a dat sufletului lui când el a spus, gândește-te la necazul și suferința mea. Doamne, îți mulțumim că te gândești la noi, îți mulțumim că ești părtaș suferințelor noastre. Îți mulțumim, Doamne, că în toate lucrurile suntem întăriți și primim viață din harul Domnului nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim că suferințele noastre le-au dat asupra Ta. Îți mulțumim, Doamne, că împreună cu lucrarea la care ne-ai chemat, ne-ai dat și puterea de a împlini și te rugăm fierbinte ca oricât de mare ar fi primește, din oricâte direcții ar veni ea, să ne ajuți ca întotdeauna să privim țintă la Tine ca să putem rămâne în picioare. Păzește-ne, Doamne, să ne pierdem inima sau să cădem de oboseală în sufletele noastre. Întărește sufletul nostru și adune aminte de nădejdea despre care vorbi lui Ieremia în mijlocul tuturor acestor nenorociri. Bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit și în fiecare dimineață se înnoiesc pentru noi. Fii binecuvântat în veci, Doamne. Amin.